pentru un meci care a depășit de mult granițele sportivității. Vom face până la începerea partidei o scurtă retrospectivă a traseelor pe care le-au avut până acum Rapid și Steaua într-o impresionantă ediție pentru noi a Cupei UEFA. Începem cu Steaua, care a trecut în turul preliminar al Cupei UEFA după duelul cu Rosenborg Trondheim, apoi a jucat cu Vålerenga, a fost 3-0, a câștigat Steaua în meciul tur, apoi a fost un 3-1 retur. În grupe am vins cu 4-0 pe Lan și cu 3-0 pe Halmstad, două rezultate de egalitate cu Sampdoria și cu Hertha. Apoi a fost meciul cu Heerenveen, 3-1 pentru Steaua în meciul tur. În retur au câștigat olandezii cu 1-0, iar apoi Steaua a învins Betis Sevilla 0-0 în meciul tur și 3-0 pentru echipa lui Olaroiu la Sevilla. Este momentul cel mai așteptat poate de suporteri în afara golului, momentul ieșirii pe teren a celor două echipe. Un stadion care a luat foc, Giuleștiul se cutremură. Steaua și Rapid ies pe teren pentru un meci care va rămâne în memoria fotbalului românesc și în istoria fotbalului european. Cu ocazia acestei partide, Bucureștiul, capitala României, intră într-o galerie extrem de selectă. În istoria cupelor europene, până astăzi, doar în 5 cazuri, echipe din același oraș au ajuns să joace în sferturile de finală în aceeași partidă. Milano, Madrid, Porto, Londra și Barcelona, dar de astăzi și București, primul oraș din estul Europei. Am fost echipe mici, dar iată astăzi Europa vorbește despre noi. Rapid și Steaua sunt la centrul terenului înaintea unui meci memorabil. Au mai fost alte echipe care s-au întâlnit, dar nu în aceeași competiție și nu în sferturile de finală, în afara celor pe care le-am amintit mai sus. 1500 de jandarmi veghează pentru ca această partidă să rămână să se joace pe teren. Uniunea Europeană de Fotbal este cu ochii pe noi. Atmosferă emoționantă în Giulești. Iată cele două formații. Începem cu Steaua în poartă cu Carlos, jucător de câmp, Goian, Rădoi, Oprița, Dică, Nicoliță, Petre Marin, Ogăraru, Cristea, Paraschiv și Ghionea. Acesta este 11-le trimis în teren de Cosmin Olaroiu. De partea cealaltă nu sunt surprize de la Răzvan Lucescu. Rapidul, neînvinsă pe teren propriu, maximum de puncte, fără gol primit aici în Giulești, un adevărat record. Vom reveni asupra acestei informații. Așadar, Rapid începe partida cu Coman, Stancu, Rada, Bătoi, Dică, revenit în formația giuleșteană, Daniel Niculae, Marius Constantin, Maftei, Romeo Stancu, Buga și Viorel Moldovan. 11-le de început cu care Rapidul, iată, are și lovitura de start a acestei întâlniri. Giuleștenii, tricouri vișinii, atacă la poarta din stânga, Steaua, echipament complet albastru. Făceți-vă comozi să ne luăm gândul de la orice alte idei, de la orice alte discuții, de la tot ce s-a spus pe marginea acestei partide. Fotbalul este cel care contează de acum înainte, timp de 90 de minute, într-o atmosferă absolut fabuloasă în Giulești. A început meciul. Arbitrul partidei este germanul Wolfgang Stark, cel care a condus pe Steaua în partida de la Villarreal de anul trecut, dar a mai condus și partida dintre Italia și România, un amical câștigat de italieni la Ascoli. Primul out al partidei, Vasile Maftei. Cu excepția celor doi jucători din zid, toți giuleștenii sunt în propria suprafață de pedeapsă. Minge trimisă în zid. Sprintează Viorel Moldovan în centru pentru a primi o minge de la Bădoi. Accidentat, suspendat, Boștină accidentat. De la Rapid, doi fotbaliști accidentați, Măldărășanu și Caranian. Avantaj lăsat de arbitrul german. Minge trimisă pe deasupra porții. Primul șut spre poartă, să-i spunem șut spre poartă. Zăugăraru și acum respinge. Paraschiv. În colț de trei adversari, Dică, posibilitatea de contraatac. Oprița sprintează pe dreapta, așteaptă mingea, Cristea în careu. Oprița sprintează, intră în careu, centrare. Bănel Nicoliță în interiorul careului, șut Bănel Nicoliță și incredibil, lovitură de teatru în Giulești. Înscrie Steaua prin Bănel Nicoliță. Minutul 4 al meciului, Steaua conduce cu 1-0 în Giulești. Gol înscris de Bănel Nicoliță. Fanisteriștii au erupt în momentul în care Nicoliță a trimis mingea în poartă. Este 1-0 pentru formația lui Cosmin Olaroiu. Ce început de meci în Giulești. Ne așteaptă o confruntare teribilă. Rapidul va trebui să joace acum totul pe cartea atacului. Iată reluarea. Ce curs a făcut Oprița. A scos perfect această minge. Toți jucătorii Rapidului erau undeva la
marginea careului mic. A avut și timp și de preluare Bănel Nicoliță, care iată înscrie din nou pentru Steaua în deplasare după ce a marcat de două ori la Sevilla. Excelent a gândit Oprița această fază. E adevărat, a avut spațiu suficient, la fel ca și Bănel Nicoliță, timp suficient pentru preluare, șut pe jos. Și din minutul 4, Steaua conduce aici în Giulești cu 1-0. Primul gol primit de Rapid în cupele europene în această ediție. N-au marcat aici Feyenoord, Hamburg, Hertha, Rennes și alte echipe importante. Steaua a dat lovitura în minutul 4, în ciuda unui atac improvizat. Giuleștiul nu se lasă, cântă suporterii Rapidului, simțind momentul dificil prin care trece formația lui Răzvan Lucescu. A fost pasa lui Maftei pentru Buga. A încercat golgheterul Rapidului din Cupa UEFA să țină mingea în joc. Balonul va fi repus din colțul careului mic de portarul Carlos. La primul șut pe spațiul porții, Steaua a reușit să deschidă scorul. Rămâne în posesia steliștilor pentru același Bănel Nicoliță, întâmpinat acolo de Marius Constantin. Protejează jucătorul Rapidului, ținut de Bănel Nicoliță. În imagine, Cosmin Oleroiu a revenit la Steaua după plecarea lui Oleg Protasov. 37 de ani, Cosmin Oleroiu și Răzvan Lucescu se întâlnesc în această seară în Cupa UEFA, dar sunt cei mai tineri antrenori din Divizia A. 37 de ani are Răzvan Lucescu, împliniți în februarie. Tot în acest an va împlini 37 de ani și Cosmin Oleroiu. Oleroiu și Răzvan Lucescu sunt cei mai tineri antrenori și din sferturile de final ale Cupei UEFA. Îl aruncă de la margine prin Stancu, cel care i-a luat locul lui Caramian după accidentarea armeanului din startul partidei cu Hamburg. Pasă pentru Buga, nu este offside, Buga în fața porții, nu reușește decât să obțină un corner. Cea mai importantă acțiune a Rapidului, a ieșit excelent din poartă Carlos. Buga nu și-a făcut pașii la timp pentru un șut și n-a apucat decât să scoată o lovitură de la colț. Acum întreaga echipa Stele este în propria suprafață de pedeapsă. O primă petardă, deja se aud încurajările suporterilor. O petardă care este notată de observatorul UEFA. Nu e în regulă și arbitrul de centru își notează acest incident. O petardă care a explodat undeva la colțul terenului, în momentul în care rapidiștii se pregăteau să execute lovitura de la colț și dintr-o zonă unde în mod normal sunt numai suporterii echipei gazdă. Centrarea lui Stancu, minge deviată, bară, șut din nou al lui Daniel Nicolae pe deasupra porții. Incredibil, Petre Marin a scos de pe linia porții. Incredibilă situație. Iată reluarea, bine bătut acest corner. Da, mingea, Petre Marin s-a ferit pentru că se putea lovi de bară. A venit tare și a trimis mult pe deasupra porții Daniel Nicolae. Replica Rapidului, Carlos trage de timp. Steaua conduce cu 1-0 și Goian este chemat la marginea terenului. Arbitrul german riguros așează zidul și face semn rapidistului să nu execute lovitura liberă. Sunt 6 jucători rapidiști în careul Stelei. Centrarea lui Bădoi, mingea depășește grupul de jucători, încearcă șutul de la distanță, mult pe deasupra porții, Marius Constantin, care primește totuși aplauzele suporterilor giuleșteni. Un semn făcut de Bănel Nicoliță, pentru ca ai săi colegi să știe unde va executa. La 6 metri, mingea se ducea spre Dică, acolo este Stancu. Duel aerian câștigat pentru moment de steliști, a trimis în spate riscant Rădoi. Acum Ogoraru încearcă să schimbe pe partea opusă. Degajare greșită a lui Bădoi, care îi trimite mingea lui Bănel Nicoliță. Revine Bădoi și pentru mai multă siguranță a trimis balonul în afara terenului. Același pressing acum Dică în fața lui Ionuț Rada. Pasă lungă, a deviat Ogoraru în centru, destul de riscant a jucat această fază Ogoraru, dovadă și faptul că a câștigat rapidiștii. Pasă pentru Moldovan, în care o Viorel Moldovan, șut la poartă, reține Carlos. Viorel Moldovan a avut viteză mai bună decât Goian. A reușit să ia fața atacantul Rapidului, dar n-a mai avut puterea să se așeze bine pentru un șut și a trimis slab în brațele portarului Carlos. A fost bună pasa lui Daniel Niculae. Mingea
a sărit în fața lui Ionut Stancu și a ajuns în poziție bună la oprița. Ce meci aici în Giulești, se joacă foarte repede de la o poartă la cealaltă. A ratat Viorel Moldovan, iar apoi steliștii au avut o situație bună, dar n-a mai reușit aceeași centrare oprița, așa cum s-a întâmplat în minutul 4 la golul marcat de Bănel Nicoliță. Dar că șutul direct pe poartă, pe jos, a bănuit că zidul Rapidului va sări, ceea ce s-a și întâmplat, numai că a lovit picioarele fotbaliștilor din zidul Rapidului. Se joacă, poate și a reușit să înscrie, acum combinația este listă. Respinge Maftei din fața lui Cristea. Steaua continuă să se afle în ofensivă. Ogăraru pasă cu călcâiul pentru oprița. Centrale din prima, joacă foarte bine Steaua, șut dică, respinge Coman, incredibil, și apoi Cristea. Ce ocazie a ratat Steaua. Nu știu de unde a apărut acolo Coman și a respins acest șut extraordinar al lui Dică. Ce intervenție a avut portarul giuleștean. Rămâne 1-0 pentru Steaua. Absolut senzațională intervenția lui Coman în fața prietenului său Dică. Cei doi au fost colegi la FC Argeș. Dică este ultimul jucător al Stelei care a marcat pe acest stadion înaintea lui Bănel Nicoliță în minutul 4. Pune că învingătoarea se acoperă de glorie. La minge face semn arbitrul, foarte aproape de fază la căderea lui Dică. Pasa lui Dică de la Rapid pentru Buga, pătrunde Buga, se demarcă în dreapta Daniel. Nu, este offside, offside la Viorel Moldovan. Daniel Niculae era undeva în stânga, foarte mai în spate. Iată reluarea din nou. Nu este offside, nu este offside. Se trimite spre colțul lung. A trimis acolo Rada, a încercat acum Maftei. Carlos nu reușește să țină mingea în joc și va fi o nouă lovitură de la colț pentru Rapid. Portarul Carlos a mărturisit că și asortează culoarea părului cu echipamentul. A fost incert până cu câteva ore înaintea partidei. I s-au făcut chiar și infiltrații. Iată-l pe portughez în poarta echipei Steaua. Centrează Ionu Stancu. Respinge de acolo Cristea și apoi Bănel Nicolit. A încercat o pasă cu călcâiul, minge de viată. Reușește centrarea, nu este offside. Nu este offside la Dică. Ce ocazie a ratat Dică, a doua ocazie. Cred că și el a fost surprins de cât de liber a rămas în fața porții. Iată, Coman se duce și își ceartă copiii de mici din spatele porții pentru că întârzie executarea, reluarea jocului, pentru că trimite de două ori mingea în teren. Am revăzut această ocazie a lui Dică, greu. Se apropie și Bănel Nicoliță, execută Ogăraru, centrare înaltă în careu, respinge Coman. Mingea ajunge la Mirel Rădoi, se află acolo și Bănel Nicoliță, continuă cu Bănel Nicoliță. Urmează centrarea din nou în careu. Și un moment dificil pentru poarta lui Coman, n-a reușit oprița să trimită spre poartă, combinație din prima, din nou oprița și reține Coman. Dică Rădoi, Dică a încercat din prima pentru Cristea, respinge Rada, acum șutul al lui Dică peste poarta lui Coman. Steaua mai periculoasă în această primă repriză. Da, a jucat cu mai mult curaj parcă decât a jucat Rapidul în fața propriilor suporteri. Iată, defensiva Stelei undeva la mijlocul terenului, aproape la această degajare a portarului Coman. Încearcă devierea Daniel Niculae și aceste pase dintr-o bucată, pase din prima care de cele mai multe ori și-au atins ținta. Blocat acum Bănel Nicoliță, Petre Marin încearcă centrarea, Dică deviază cu capul pe spate până la Cristea, încearcă stopul în careu, are șanse minime de acolo tânărul atacant al Stelei. Intrare prin alunecarea lui Maftei, care a jucat excelent această fază. Să vedem sprintul lui Daniel Niculae, îl întoarce pe Ogăraru, faultat și probabil. În careul rapidist, urmează centrarea, cap oprița și nu este faul. Nu, într-adevăr faul. A fost offside. Nu, cred că lovitura de la colț a fost executată prin spatele porții. Iată reluarea, e posibil, a trimis cu piciorul drept de acolo. Faul nu cred că a fost. După semnul arbitrului, cred că asta a vrut să arate, probabil, nu probabil, ci mai mult ca sigur, la semnalizarea asistentului. E adevărat, un jucător care execută cu piciorul drept de acolo are toate șansele să comită această greșeală. Greu de spus, 2 minute de prelungire, se arată de la margine. Final de repriză incandescent aici în Giulești. Maftei caută șutul de la distanță, un metru pe deasupra porții lui Carlos. Într-adevăr, se pare că mingea a părăsit suprafața de joc. Cheie prima parte în careul Rapidului, corner executat de Bănel Nicoliță, respinge Romeo Stancu și este fluierul de final al primei părți. 1-0
vom revedea golul marcat de Steaua încă din minutul 4 al acestei partide. N-au fost niciun fel de probleme până acum în tribună. Iată reluarea, scapă Oprița singur pe partea dreaptă, întoarce perfect pentru Bănel Nicoliță, care are tot timpul să-și așeze această minge, șutează pe jos. Dănuț Coman mascat, n-are nicio șansă și Steaua deschide scorul în această partidă. Ies pe teren cele două echipe. Din nou, dintr-un alt unghi, reluarea golului marcat de Bănel Nicoliță. Primul gol primit de Giulești după 3 ani de zile. Primul gol primit după 8 victorii consecutive la 0 în această ediție a Cupei UEFA. Rapidul pregătește două schimbări. La marginea terenului este Grigore. L-am văzut încălzindu-se și pe Vasilache. Iată în reluare și al doilea gol marcat de Steaua, dar nevalidat pentru că mingea a trecuse linia din spatele porții. Este foarte greu să ne dăm seama. A fost golul marcat de Dică. Steaua conduce cu 1-0. Nicolae Grigore primește ultimele indicații de la Răzvan Lucescu. Constantin respinge Paraschiv, aleargă Buga spre acest balon, dar mai repede ajunge Ghionea. A greșit Ghionea, a trimis exact în picioarele lui Buga, scoate în spate până la Dică, șut pe jos al lui Dică, gol! Rapidul egalează după o gafă a portarului Carlos. Ce debut de repriză, la fel ca și în prima parte, exact minutul 4. Minutul 4 a marcat Steaua, minutul 4 egalează Rapid după ce portarul Carlos a scăpat mingea. Nu știu dacă nu cumva altcineva a trimis mingea în poartă. Ne vom edifica la reluare. Ce debut de repriză! Rapidul egalează și partida și calificarea se joacă așa cum era de așteptat. Iată reluarea. Mingea trimisă cu pământul. Carlos scapă mingea din brațe. Ajunge în fața porții. Și Viorel Moldovan este cel care înscrie. Viorel Moldovan a fost cel care a trimis mingea în poartă. Două gafe ale steliștilor. Mai întâi a greșit flagrant acolo Ghionea, care a pasat exact în picioarele lui Buga. Pătrunderea atacantului de rapidist s-a încheiat cu centrarea spre Dică. Venit lansat, șut pe jos, scapă mingea Carlos. Și da, Viorel Moldovan este cel care aduce egalarea. Din nou, stadionul Giulești a luat foc. Este 1-1, Rapid Steaua. Totul se joacă, nimic nu este hotărât. Ne așteaptă o repriză secundă absolut nebună, așa cum a fost și prima. Un joc superb între două echipe care au arătat că își merită locul în sferturile de final ale Cupei UEFA. Dică, Marius Constantin. Acum seliștii sunt retrași în propria jumătate de teren. Bădoi primește în dreapta, întâmpinat de Bănel Nicoliță. Interesant duelul dintre cei doi. Dumitru, Mircea Lucescu, Anghel Iordănescu, Viorel Hizo și Mircea Rednic. O performanță extraordinară pentru Rapid. Steaua și Rapid vor juca 16 meciuri în Cupa UEFA. Venit acolo Rădoi, a încercat să trimită spre Dică. Șut pe jos, blochează Maftei, dar îi trimite lui Dică spre colțul lung. Șutează Dică, autor a două mari ocazii în prima repriză. Sprintează Daniel Niculae, o minge care ajunge la Ghionea. Da, n-avea altă variantă Ghionea. Orice altceva presupunea un risc enorm pentru echipa sa, a trimis în out. Execută repede Daniel Niculae pentru Bădoi. Centrarea lui Bădoi spre colțul lung. Vine Romeo Stancu, centrează și cer rapidiștii corner. Carlos execută repede. Oprița în atac nu este decât Andrei Cristea în centru. Dică preferă un dribling. Au scăpat cu bine steliștii. A fost o centrare care a dat său joc cu Steaua de când a venit la Rapid. Partidă câștigată atunci de giuleșteni. Întreaga echipa Stelei, cu excepția lui Bănel Nicoliță, care încearcă să facă un zid în fața lui Bădoi, întreaga echipa Stelei la marginea careului. Centrarea lui Bădoi, respinge de acolo Ogăraru, aleargă Daniel Niculae și încearcă să țină mingea în joc. O face, reușește chiar și centrarea, respinge Petre Marin. Dintre ei aveau deja un cartonaș. Lovitură liberă, 5 jucători ai Rapidului în careul Stelei. Centrează Bădoi la semi-înălțime, Burdujan spre colțul lung. Va fi o repunere din colțul careului mic. Sunt extrem de periculoase aceste lovituri libere executate astfel, pentru că mingea poate ricoșa nefericit pentru portar. Gest superb al lui Bănel Nicoliță. S-a aruncat o sticlă pe teren. Selisul a luat-o și a aruncat-o repede în afara gazonului. Arbitrul n-a văzut. Respingem Tică, este undeva avansat.
susținut de Cristocea. Centrare pentru Cristocea cu capul. Fostul constanțean trimite pe lângă poartă. Erau, e adevărat, 12 metri de poarta lui Dănuț Coman. A revenit în Giulești după ce a fost împrumutat la FC Național. Nu este offside. În careu sprintează Buga. Alunecă Burdujan. Burdujan a fost cel care a alunecat. Dică, a pierdut mingea, Cristocea, o pasă acum pentru Bănel Nicoliță, în luptă cu Marius Constantin, Nicoliță rămâne la minge, balonul trece prin fața porții, oprița, dacă s-ar fi aruncat după acea minge, ar fi reușit să o trimită în poartă, ci îngajeze pe Daniel Nicolae, primește atacantul rapidist, toată lumea se ridică în picioare, o pasă bună pentru Mugurel Buga, Buga în careu, urmează centrarea, șut, respinge Carlos, și apoi respinge Petre Marin, ce incursiune a avut Mugurel Buga. Carlos și-a spălat păcatele de la gol. Fenta lui Buga șutează la colțul scurt. Carlos cu o jumătate de pas se dusese în centru, suficient când să poată să scoată această centrare a lui Buga. Șut, centrare, acum o lovitură liberă exact de la colțul careului. De acolo Cristocea. Centrarea lui Bădoia, încerca să trimită direct pe poartă. Intenția n-a fost rea, numai că n-a nimerit și ținta. Bine. Carlos, din nou această minge îl caută pe Dică, mingea ajunge însă la Coman. Dar mai fi până la sfârșitul jocului, moment în care se pregătește să intre pe teren și Neșu, în locul lui Bănel Nicoliță. Odoroiu Firesc, mulțumit de acest rezultat din Giulești. Bănel Nicoliță aplaudat de suporterii steliști, evident și un cor de fluierături din partea celor giuleșteni. Sunt ultimele momente ale acestei partide. Ascultă cronometrul. Una dintre ultimele faze. Marius Constantin aruncă în careu la bătaie pentru Buga. Ce ocazie a ratat Buga. Poate cea mai importantă ocazie a reprizei secunde. Rapidiștii de pe bancă au luat foc. Carlos nu se grăbește. Fiecare secundă este importantă. Buga a ratat o ocazie și nu mai este reluat jocul exact în minutul 2 de prelungiri. Arbitrul german fluieră sfârșitul jocului. Aplauze seci din tribună pentru un meci încheiat la egalitate. Încheiem acum pentru scurt timp transmisiunea de aici, de pe stadionul Giulești. Urmează interviuri, urmează o emisiune în care invitați sunt Cătălin Tolontan, Marius Lăcătuș și președintele Rapidului Dinu Gheorghe. Nu plecați de pe Antena 1 până la miezul nopții. Vom despica pe toate părțile această partidă. Rămâneți alături de noi, facem o scurtă trecere prin studio, după care vom reveni în Giulești.